Există o cale simplă și eficientă de a-ți da seama care sunt acele aspecte pe care încă le mai ai de lucrat la tine însuți sau de depășit în tine însuți. Iar această cale simplă și eficientă este aceea de a fi în permanență atenți la care sunt acele lucruri care ne deranjează la ceilalți. În momentul în care ne deranjează ceva la alt cineva, sunt șanse foarte mari, o probabilitate foarte mare, ca de fapt să ne deranjeze acel aspect în noi înșine. Există un contraargument al acestui principiu înspre care te invit să te deschizi astăzi, iar acest contraargument spune cam așa. Cosmin, pe mine mă deranjează oamenii care fumează, iar eu nu am fumat în viața mea. Cum explici acest lucru? Ei bine, în această situație, ești invitat să te întrebi dacă nu cumva și tu experimentezi niște dependențe, niște alte adicții. Nu ești oare, poate, dependent de social media, cafea, dulce? Dă-ți voie pur și simplu să te întrebi care sunt acele adicții pe care tu le experimentezi. Într-o astfel de situație. Dar, dincolo de asta, ține minte pur și simplu mecanica, dinamica și dați voi să observi în viața ta. A accepta în viața ta faptul că ceea ce te deranjează la ceilalți, de fapt te deranjează la tine însuți, ajută pe două paliere instantaneu. În primul rând, ne ajută pe noi să evoluăm, fiindcă identificăm mai ușor lucruri despre noi, pe care ulterior le putem rezolva, și mai apoi ne ajută și să experimentăm relații mai armonioase cu ceilalți.